În fiecare secundă, soarele pierde 4 milioane de tone din masa sa totală. Pe durata acestui videoclip va deveni cu 2,4 miliarde de tone mai ușor. Peste 5 miliarde de ani, soarele își va consuma toate resursele de hidrogen, iar după un timp, tot ce va rămâne din el va fi o pitică albă. Potrivit cercetătorilor, după 100 de trilioane de ani, absolut toate stelele din univers vor dispărea, iar găurile negre vor deveni singurele surse de energie. În viitor, putem noi să ne înlocuim soarele cu o gaură neagră? Omenirea va fi capabilă să supraviețuiască în asemenea condiții extreme? Oamenii de știință au dat un răspuns acestei întrebări și este destul de uimitor. Hai să vedem! De la începutul anilor 1980, fizicienii au crezut că în toate galaxiile se află cel puțin o gaură neagră de dimensiuni uriașe, cu o putere gravitațională inimaginabil de puternică, un disc format din gaze și praf cosmic, sau o galaxie activă care se învârte în jurul acestei găuri negre. O galaxie activă este un fel de galaxie care are o fracțiune semnificativă de radiație electromagnetică și prezintă semne ale unor procese deosebit de violente ce au loc în interiorul său. O gaură neagră uriașă emite o cantitate mare de radiații și formează o zonă mortală în jurul ei. De exemplu, gaura neagră supermasivă din galaxia noastră, numită și Sagittarius A Star, are un nucleu galactic care se întinde pe 3200 de ani lumină. Nici o planetă pe această rază nu își păstrează atmosfera. Nu este surprinzător că găurile negre sunt ultimul loc posibil din întreg universul care ar putea susține existența vieții așa cum o cunoaștem noi. Totuși, un experiment recent a dovedit contrariul. Cercetătorii au creat un model al unei galaxii active. Potrivit astronomului Universității Harvard, Manas Willingham, ei s-au concentrat pe beneficiile unei găuri negre în timpul cercetărilor și nu pe puterea lor destructivă. Experimentul a arătat că zona mortală din jurul unei astfel de galaxii este mult mai mică decât se credea original în anii 80. S-a dovedit că o distanță de 140 de ani lumină de la o gaură neagră de dimensiunea lui Sagittarius A Star este sigură pentru existența vieții. Aceasta este distanța pe care cercetătorii o consideră favorabilă pentru formarea vieții. Aici, potrivit acestora, atmosfera planetelor este sigură dacă densitatea ei este egală cu atmosfera de pe Pământ sau mai mare. În plus, radiațiile emise în această zonă nu sunt suficient de puternice pentru a distruge toate vietățile. O planetă aflată la această distanță de o gaură neagră este potrivită pentru formarea unui biom pe suprafața sa. Teoretic, poate contribui la nașterea unor noi forme de viață. Este de asemenea posibil ca sute de lumi înfloritoare încă nedescoperite să se afle chiar pe această orbită. Realitatea este că studiile au demonstrat rezultate cu adevărat șocante. S-a dovedit că radiațiile ultraviolete din jurul unei găuri negre pot descompune molecule și pot forma componente necesare pentru producerea proteinelor, lipidelor și ADN-ului. Asta înseamnă potențiala existență a elementelor vitale. De asemenea, oamenii de știință de la Harvard cred că radiațiile pot stimula fotosinteza, cel mai important proces pentru formarea oxigenului necesar vieții omenești. Produce și elementul cheie pentru fotosinteză și anume lumina. Suplimentar, multe feluri de bacterii pot produce un biofilm care are rol de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete. Se poate ca aceste bacterii să se adapteze la niveluri uriașe de radiații. Deci, viața în apropierea unei găuri negre poate fi deja existentă. Iar dacă există, este un loc și pentru oameni într-o asemenea orbită prietenoasă cu viața? Câte planete se pot afla în această orbită? Una? Două? 100? Teoretic, numărul lor poate fi de ordinul milioanelor, potrivit astrofizicianului Sean Raymond de la observatorul din Bordeaux, Franța. La baza calculelor sale, a luat o gaură neagră gigantică cu o masă de 1 milion de ori mai mare decât soarele nostru. Numărul planetelor de dimensiunile Pământului din jurul orbitei locuibile a acestei găuri negre ar fi de aproximativ 1 milion. După sugestiile lui Raymond, aceste planete ar putea fi amplasate în 400 de inele cosmice cu 2500 de planete pentru fiecare inel. În acest caz, nu vă veți simți niciodată singuri pe aceste planete. Realitatea este că distanța dintre ele ar fi de 10 ori mai mică decât distanța dintre Pământ și Lună. Ar părea atât de aproape încât îți va da impresia că poți ajunge la planeta vecină dacă întinzi mâna. Lumina va fi dispersată de gravitația găurii negre și prin urmare planetele care sunt cele mai apropiate nucleului ei ar fi de culoare roșie, iar cele de la distanță mai mare ar deveni albastre.
Date fiind culorile vii și distanța foarte mică dintre planete, oamenii ar observa niște peisaje incredibil de frumoase de fiecare dată când vor privi spre cer. Chiar dacă se dovedește că numărul planetelor care orbitează în jurul unei găuri negre ar fi mai mic, tot am avea parte de o priveliște spectaculoasă și romantică. În faimosul film Interstellar, pare că viața din apropierea unei găuri negre este mult mai periculoasă decât romantică. În căutarea unui refugiu pentru umanitate, eroii peliculei de succes au explorat două planete din apropierea găurii negre Gargantua. Condițiile pe care le-au descoperit acolo erau asemănătoare pentru existența noastră. Gravitație incredibil de mare, tsunamiuri destructive, nori de gheață și lipsa oxigenului. Potrivit oamenilor de știință, detaliile descrise de directorul filmului nu sunt realiste în întregime. De exemplu, planeta Miller prezentată în film este prea apropiată de gaura neagră. Potrivit publicului, atracția sa gravitațională încetinește prea mult timpul. O oră în apropierea găurii negre Gargantua este egală cu 7 ani pe planeta noastră. Potrivit lui Thomas Opartny de la o universitate din Cehia, timpul este de 60.000 de ori mai încet. La această rată, planeta Miller trebuie să aibă 900 de grade Celsius la suprafață. Prin urmare, este imposibil ca actorii să fi putut umbla pe suprafața planetei fără nicio problemă. Adițional, caracterele filmului văd un tsunami, dar Opartny crede că în realitate valurile de apă uriașe ar fi înlocuite cu aluminiu topit. Toate aceste probleme ar putea fi evitate dacă planeta s-ar afla la o distanță sigură de nucleul găurii negre. Dacă oamenii decid să se stabilească pe o altă planetă, cel mai probabil ar alege zona locuibilă din orbita unei găuri negre, unde condițiile nu sunt deloc asemănătoare celor pe care le vedem în filmele directorilor de la Hollywood. La început, soarele va fi înlocuit de o gaură neagră rece. Da, va fi cu siguranță rece pentru că lumina sa provine de la gazul și alte substanțe din jurul ei, care la început trebuie să se supraîncălzească, iar abia după să producă lumină. Dacă nu cade nicio particulă de gaz și alte substanțe în interiorul ei, temperatura unei găuri negre este de zero absolut. Asta depinde și de dimensiunile acesteia. Cercetătorii au calculat că o planetă de dimensiunile Terei care orbitează în jurul unei găuri negre de dimensiunea Soarelui nostru va putea extrage 900 de W de putere folosibilă. Este suficientă pentru susținerea vieții pe termen scurt. Datorită temperaturii reci și lipsei de lumină, animalele și plantele ar dispărea. Dar, dintre organismele complexe, speciile polare de plante ar supraviețui mai mult, la fel și peștii care trăiesc la o adâncime mai mare și, bineînțeles, oamenii, mulțumită surselor de energie alternative. Bacteriile care se află la o adâncime mare în pământ ar continua să supraviețuiască timp de milioane de ani, chiar și în asemenea condiții nefavorabile. Într-un final, viața va dispărea complet de pe o astfel de planetă. Dacă oamenii decid să trăiască în apropierea unei găuri negre, ar trebui să aleagă una mai mare și mai puternică. Astrofizica sugerează că în căutarea căldurii, oamenii au nevoie de o gaură neagră de 1000 de ori mai grea decât soarele nostru. Energia pe care o primim de la această stea în prezent este de 174 de quadrilioane de vați. De la o gaură neagră de 1000 de ori mai mare decât soarele nostru, am primit o energie egală cu 14 milioane de vați. Tot este o energie de 1 miliard de ori mai mică decât energia primită de la Soare. Cu alte cuvinte, atmosfera va fi mult mai rece și mai ostilă decât cu ce suntem obișnuiți. Totuși, perspectiva tuturor vietăților va fi mai optimistă decât în scenariul anterior. În ciuda condițiilor imperfecte, experții cred că încă este posibilă susținerea vieții în aceste condiții. Ba chiar mai mult, sunt convinși că mai devreme sau mai târziu, viața așa cum o cunoaștem noi va trebui să migreze către orbitele găurilor negre. Pur și simplu, nu vom avea de ales când toate stelele vor dispărea. Pe de altă parte, potrivit astrofizicii, stelele vor dispărea numai devreme de 100 de trilioane de ani în viitor. Deci, omenirea încă va avea foarte mult timp rămas, bineînțeles, doar dacă în viitorul apropiat civilizația noastră nu se va autodistruge. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!